Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi ne aflăm într-un cadru superb. Suntem la Rânca. Pe o vreme superbă. Lansat în anul 1998, Ford Focus a ajuns deja la a patra generație. Astăzi vom vorbi despre MK3 facelift. Ford Focus generația 3 a fost lansat în anul 2011 și s-a făcut un facelift în 2015, cum avem noi mașina de față. Haideți să vorbim un pic despre exteriorul mașinii. Față de generația non-facelift, asta arată altfel din față. Cam așa. Are grila asta care seamănă un pic ca cele de pe Aston Martin. Și zici că e un Aston Martin mai micuț. Așa arată mașina din unghiul ăsta de aici. Deci Ford Focus-ul ăsta arată senzațional din toate unghiurile. E chiar o mașină frumoasă și foarte frumos desenată. Îmi place foarte mult linia asta de aici. Linia asta care continuă până în spate de tot și cu stopurile care îi se alungesc până lateral și farurile la fel. Mașina arată chiar bine din unghiul ăsta. Zici că e o mașină foarte puternică, dar noi de fapt sub capota aia de acolo avem un 1.6 diesel de 95 de cai. Să vedem cum arată și din spate. Cam ăsta e spatele mașinii față de generația non-facelift. Eu cred că l-au mai cumințit un pic. Ăla era mult mai agresiv. Stopurile le-au făcut mai micuțe, nu mai vin foarte mult în coace, dar se duc mult în partea asta așa. Asta îmi place, dar nu sunt foarte mari. Nu mai au partea asta aici care era separată. În rest, bara e aproximativ la fel. O inscripție Focus aici, sigla și steagul Americii asta. L-am pus eu. Ce mai îmi place e eleronul ăsta de aici. Deci eleronul ăsta pe toate modele, chiar ăsta fiind un trend, arată destul de bine. Pe varianta S-Line e mult mai mare și mai impunător. Avem și o antenă aici, nu știu, în 2015 mai pun antene pe mașini. Se pare că da. Să vedem cum se stă pe locurile din spate. Scaunul e reglat pentru mine. În spate e destul de mult loc. Eu am un 73. Stau destul de drept. Locul din față e reglat pentru mine. Iar aici, la picioare, uitați-vă, fiți atenți. O palmă jumătate. La cap, să zicem un 3 degete. Cam 3 degete. Vizibilitatea pe geamurile din spate este destul de ok. Avem geamul fumurii. Ce nu-mi place? Pentru că asta fiind un trend, nu i-au pus geamuri electrice și pe spate în 2015. Avem manivela. Vizibilitatea în față este destul de decentă. Aici toată bancheta e un pic mai înălțată față de locurile din față. Tetiera la locurile, la scaunele din față este micuță, deci se poate vedea și așa și așa. Din păcate și din nefericire, fiind iarăși un trend, nu avem cotieră aici. Este locul liber. Trei tetiere. Asta din centru este mai micuță, cred. Ce nu mai îmi place că nu avem mânere aici.
Doar pe varianta titaniu? Aici mai avem un spațiu de depozitare în cotieră și cam atât. Asta e un plastic. Iar în partea asta îmi place că fiecare scaun are niște buzunare în spate unde poți să-ți depui diferite lucruri. Tunelul median nu este foarte înălțat, deci dacă vrei să stai și pe locurile din centru, poți să stai și a treia persoană stă destul de ok. Bine, cam înghesuiți trei, dar pentru o călătorie mai scurtă e ok. Haideți să vedem și portbagajul. Haionul se deschide de aici. Și ne oferă o gură de încărcare destul de ok. Portbagajul nu este foarte mare și din cauza că avem roată de rezervă de dimensiuni normale. Ea poate să vină și cu roată de rezervă de dimensiuni reduse și atunci toată partea asta coboară un pic mai jos. Asta se poate demonta, iar bancheta este rabatabilă 60-40. Se poate desface de aici și oferă un spațiu de încărcare mai mult decât decent. Ce mai îmi place la Haion este că are două mânere pentru fiecare parte, deci poți să-l prinzi și din partea dreaptă și din partea stângă. Poziția la volan e una excelentă, aș putea zice, în mașina asta. Deci ai tot ce trebuie la îndemână și schimbătorul vine undeva așa mai sus. Cotiera nu este reglabilă, deci este fixă, dar destul de lată și îți oferă un suport al cotului ok. Volanul este reglabil și pe adâncime și pe înălțime. Aici avem butoane pentru radio, are și CD, cine mai folosește CD, mă rog. Aici avem un buton mic de avarii, radio se poate porni și de la contact, deci pornește odată cu contactul tot display-ul ăsta, sau se poate porni de aici pur și simplu. Imediat apare, avem un ecran tactil de 7 inci. SD card-ul și line in sunt chiar aici în cotieră. Deci avem SD card-ul, USB și line in și încă o priză de 12 V în partea asta. Mai avem o priză USB aici. Iar cup holderele nu mai sunt ca pe modelul non-facelift, erau două găuri, așa să zic, în consolă. Astea sunt reglabile, se poate pune și o sticlă de 1,5 litri. Ce îmi place că schimbătorul este foarte sus și aici are piele. Inscripția SYNC în partea asta. Volanul este din piele. Nu e perforată, e doar o piele normală, destul de frumușel, să zic așa. Are comenzi pe volan în partea stângă, se poate comanda tot ecranul ăsta de aici, ce înseamnă consum, poți să-i setezi, să-ți arate viteza, mă rog, are mai multe funcții. Iar în partea asta are butonul de comandă vocală și pentru volum și schimbarea, nu știu, a posturilor radio, sau se poate răspunde la telefon de aici și de aici se închide. Comanda pentru geamurile electrice, din păcate la mașina asta avem doar față, este în partea asta. Oglinzile sunt și ele electrice, deci butonul ăsta e foarte, foarte ușor de folosit. Deci practic stânga-dreapta, sus-jos, stânga-dreapta. Aici avem butoanele pentru încuiat descuiat ușile. Aici avem butonul pentru lumini. Ăsta e butonul pentru lumine de ceață. Eu îl țin mereu pe 0 pentru că la pornirea motorului se aprind și lumile de întâlnire.
Aici sunt pozițiile, faza scurtă. Iar butonul ăsta din mijloc este afară și se reglează poziția farurilor pe înălțime. Iar în partea asta luminozitatea bordului. Să vă arăt un pic și motorul la mașina asta. Deci e vorba de un 1.6 TDCi de 95 de cai. Ce nu-mi place, bineînțeles că au pus bățul ăsta aici. Deci mașina nu vine cu telescoape. Aici avem bateria, filtrul de aer, siguranțele, mă rog, capacul de motor, aici se pune antigelul, lichidul de parbriz și aici uleiul. Cam așa arată motorul. Noi o să plecăm la drum cu mașina, dar nu înainte să vă arăt cheia. Deci cheia este vorba despre o cheie Briceag, tip Briceag. Așa vine pe trend. Ea pe titanium vine fără chestia asta pentru că e keyless și are și pornire la buton. Asta nu are. Deci e pur și simplu o cheie Briceag cu 3 butoane. Încuiat, descuiat și descuiat portbagaj. Iar în partea asta inscripția Ford. Chiar dacă motorul are doar 95 de cai, se aude destul de bine și dacă suntem doar doi în mașină sau unul în mașină, trage destul de bine, cu un consum destul de mic. Este destul de dinamic în curbe, focusul e recunoscut pentru treaba asta, fiind și prima mașină, dacă nu mă înșel, unde a fost montată puntea independentă spate în 98. Ceea ce Golf 4, rivalul său de atunci, nu avea. Pe MK3 au fost puse câteva variante de motorizare. În afară de 1.6 de ăsta de 95 de cai pe care îl testăm noi azi, ăsta a fost pe non-facelift, deci a fost exact la schimbarea de model. În a doua parte a anului 2015 a fost pus motorul de 1.5 de 120 de cai putere, care era și Euro 6, asta Euro 5. Și mai avea o motorizare de 2 litri, 140 de cai diesel, iar cam o și motorizări pe benzină. Nu mai era 1.6, el a fost pe noi non-facelift, 1.6, 100 de cai. A apărut EcoBoost-ul, vestitul EcoBoost în 3 pistoane, care a și luat motorul anului 6 ani la rând. EcoBoost-ul venea cu 100 de cai, 125 de cai și mai era o variantă 1.5 de 150 de cai. Pe varianta non-facelift, cea din 2011-2015, motorizele diesel de 1.6 aveau două tipuri de putere, adică asta de 95 de cai și mai era una de 115 cai. Focus-ul a fost cea mai bine vândută mașină, Focus 1, în anul 2001-2002, a luat premiul pentru cea mai bine vândută mașină din lume. Ca și concluzie, un Ford Focus de tipul ăsta este o mașină foarte bună ca și mașină de familie, destul de spațioasă, cu un portbagaj cât de cât decent. Bine, pe variantele Variant și sedan, portbagajul e un pic mai mare, la sedan e într-adevăr gura de încărcare micuță, dar pe varianta break, pe variant break-ul, portbagajul este foarte mare. Se pliază și scaune, deci obții un spațiu de depozitare enorm. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să fac mai multe review-uri cu mașini, nu uitați să dați subscribe la canalul meu de YouTube, Adrian Surdu, și un follow pe Instagram, eu sunt Adrian82. Pe YouTube vă rog să apăsați și clopoțelul ăla mic de acolo să primiți notificări de la mine când postez. Până data viitoare, conduceți cu grijă și vă salut!